indicatorii unui trader profesionist. Cum credeți? Vom vorbi despre o anume un tip de indicator sau vom vorbi despre mai mulți indicatori? Mai mulți. Mai mulți indicatori. Aveți dreptate, vom atinge mai mulți indicatori. De ce considerăm? Că fiecare trader, și vreau să înțelegi să în finalul acestui masterclass, fiecare trader are viziunea lui pe piață. Fiind fix ca noi, ca fiecare manager și-a consultat financiar piață, vezi diferit piață. Da, poate spunem, direcția pieței o văd tot aceeași, dar momentul de intrare sau punctul de intrare îl văd tot diferit. Pentru piața este un organism viu și fiecare, noi suntem ca toți diferiți și piața toți o văd diferit. În diferite puncte, ce și uneori este bine să fiu cum este grup trader, da, de începători trader care sunt real, sunt în grupul, da, și sunt discuțiile date. Unde sunt dezbaterile date, unde noi fiecare vine cu părerea lui. În final, practic la toți aceiași păreri pe piață, doar că divide careva puncte, da, momente. Ok, până începem noi să ne prezentăm, când avem ca o mică introducere, cineva ne cunoaște, cineva nu ne cunoaște, traderi de la Altrum ne cunosc, deja vin mai des la noi, traderi de la Țăleric vin la masterclass-uri, mie spune Cristian, eu sunt manager în cadrul companiei Double Case, și deja colegul, Cristian Corneliu, la fel, consultant financiar din cadrul companiei Double Case. Astăzi, împreună cu colegul meu, Cristian, vom discuta despre tematica asta care cu toți cu noi, adică la linie de start, la o linie din început, la un punct de început a afacerii în domeniul dat. De ce afacere? Deoarece acest domeniu, adică noi urmează să-l trăim exclusiv ca afacere. Nici într-un caz, adică nu trebuie să ne gândim la, adică la o reușită de moment sau la o satisfacție de moment. Ba din contra să mergem exclusiv pe calea de dezvoltare. Deoarece bani noi toți, da, dorim să facem. Scopurile la toți sunt diferite, credeți-mă. Dar, adică căile, metodele, adică stoile, bagajul de cunoștință, noi le avem toți împreună aceleași, credeți-mă. Numai că, cum am menționat și domnul Cristian, colegul meu, adică, noi trebuie să trecem treptat la o etapă la altă. De asta, unele persoane care înțeleg chestiile astea, în mod evident, ele au o dezvoltare continuă și au un succes. Adică persoanele care încearcă să pășească o etapă din acestea, în mod evident, ele undeva pot fi taxate. Și această taxare, noi știți cu toții că ne costă, da? Undeva emoții, dar undeva... Știți cum că eram cu copii micuți, încercam să rim mai mult trepte odată. Da? Adică încerci să ai o treabă, mergi trepte, dar deci de s-ar două odată. Odată mergi, două ori mergi, trei ori pus ca jos. Fiți și trepte. Dacă nu mergi treptat, treaptă cu treaptă, s-ar piste o treaptă, evident că traderul poate să-l luce și să cadă jos. Și evident că aici apare factorul acesta psihologic. Trebuie să deprindem noi, să creștem. Trebuie să fie o evoluție. Un trend crescător, trend tot timp trebuie să crească, să fie un trend crescător. Și evident trebuie să fie creștere de date, experiența care o capte traderul, pentru că eu tot timpul spun, un trader bun, un trader bun, pe lângă bagajul de cunoștință care a luat să vrească la lecțiile practice, la lecțiile individuale, este nevoie, dumneavoastră puteți să veniți la oficiu, noi să vă dăm informații, vă dăm un bagaj de cunoștință, dar dacă dumneavoastră nu le aplicați pe piață, pe cont real aici, este foarte important cont demo și cont real, traderul nu are ce face cu informația, da. El poate să cunoască foarte multe cărți, el poate să citească foarte multe cărți tranzacționare. Dacă nu le aplică în practică, evident că nu au rol, nu au nimic, nu au valoare. Experiența tot este un punct foarte puternic și traderul, ce face? Crește experiența traderului, da, și el deja vede lucrurile în alt fel. Traderii care au mai mult de jumătate de ani, este un trader care are mai mult de jumătate de ani pe piață? Neastră, altfel vezi piața decât la început. E altfel să vede, altfel de faci o analiză. Când faci analiză la tranzacție cel de urmă, pentru că este o cum istorie. Dar de ce am zis eu tranzacție? Pare întrebarea asta. De ce am zis că oare aici tranzacție? Nu îți vede deloc intrare, dar eu am zis tranzacție. Pentru că atunci era factorul psihologic, așa? Uneori îți vede tranzacție, pentru că piața cum a fost o căsătură fiernică la timp de o oră. Sunt traderi siguri, începători care au zis tranzacție. Sunt sigur, traderi care după o lumânare mare, care au fost pe euro, pe petrol, pe... aici au zis să. Dar traderi care au un pic de experiență, înțeleg că aici piața se fac o mică de testare, după care să. Adică sunt niște momente în care poți să capăți doar cu experiență. Și experiența o capăți doar cu cont propriu. Acum, dați să începem tema de astăzi, dați să putem despre indicatori. Ce înseamnă scopul acestui masterclass este ca să depistăm, în primul rând, ce sunt indicatorii dați. Doi, ar fi scopul. Primul este ce reprezintă indicatorii. Doi, care este rolul lor pe piață pentru traderi. Unii traderi folosesc
indicatori dați? Care ar fi punctul de intrare pe piață cu ajutorul indicatorilor dați și cât, în ce raport traderii trebuie să folosească indicatorii pe piață? Când este situația când traderii folosesc 100% indicatorii pe piață, nu se uită la nimic altceva, doar la un indicator oscilator sau de trend, da? Și deschid la asta baza lor. E corect sau nu? Ce spun traderii care au sunt reali? E corect să folosiți 170-180% un indicator de trend sau un indicator oscilator? Exclusiv. Da, exclusiv. Ok, vom discuta, vom lua treaptă cu treaptă și în final vreau foarte mult la finalul acestui masterclass noi să aveți o hartă, să spunem așa, eu numesc o hartă. Unii dinească după harta dată deja să o aplicați pe piață. Fiindcă toți traderii, absolut toți traderii care sunt pe demo și pe real au o hartă, care ar fi harta dată? Care este planul unui trader? Care este planul unui trader? Care sunt problemele unui trader? Direcția intrare. Direcția intrare și ieșire. Asta este o hartă a traderului, care el trebuie să o completeze, să aibă la fiecare punct un răspuns ferm, concret, care se oferă lui întrebare, un răspuns. Evident că direcția e simplu. Cine arată nouă direcție? Trendul. Aici eu sper că toți traderii să folosească trendul și nu alte, nu alte indicatori sau alte strategii, alte, nu știu, indicatori. Să lucre exclusiv după trend. Într-adevăr, trendul. Ne-a demonstrat nouă că el este cel mai bun prieten al nostru. Atunci când traderul se menține după trend, el niciodată nu poate să nu poate ține un stop loss. Poate ieși un stop loss cu trendul, dar în perioada lungă de timp, tot timp trendul ratat, el are prioritate. Chiar dacă sunt careva străbateri, rugați stagiați-vă să vă spun. Chiar dacă este o străbatere falsă sau este neclaritate, oricum trendul el e sfânt, da? Și el merge în direcția lui indiferent. Și traderii care au răbdare, deschid tranzacții cu trend. Chiar dacă au deschid, de exemplu, tranzacții de trendul crescător. Cred traderii care sunt prea la avut așa situație. Merge piața, se lovește de trend și traderul deschide ce-o bani. Așa cum am învățat la etapa de practică. Și piața ce poți să facă aici? Este fost așa situație. Nu știm că este un factor psihologic sau este fundamental ceva care menține piața și nu permite dolarul american sau perechii care noi tranzacționăm a să vă lovească ușa. Aici, dacă undeva să puneți, spune eu. Puțin să facem aici în colo. Așa. Deci, traderul schide bani, cel vinde piața coboară sau formează o corecție mai adâncă, dar are răbdare, crede în trend și în final piața. Ce faci? Intră înapoi în coridorul de trend, traderul mai schimbă tranzacții, cumpărare și în final ajunge profit. Și aia este traderul care spre ea. Deci ea trebuie răbdare și trebuie să avem încredere în trendul nostru. La stabilirea trendului este și ceva problemă. Adică sunt ceva problemă asta, când nu poate stabili trendul, nu am venit pe piață. Este sau nu? Noastră? Vine greu să stabilești trendul pe piață? Da. Ok. Restul? Nu au probleme genul ăla. Așa și este. În mare parte, traderii văd trendul pe piață. Am făcut un trend de căsătă câte ani, eu văd trendul fără să-l mai desenez. Nu, desenează coridorul dat, că se ajută foarte mult. Problema traderilor care este? Intrarea. Când se deschid tranzacția? Când se deschid buy? Când se deschid sell? Când se închid tranzacția? A doua problemă. Dar în mare parte, 80% din traderii noștri au probleme, dar toți traderii au probleme la intrare. Adică nu văd punctul acesta de intrare pe piață. Când se deschide o buy sau sell? Cine reprezintă nou punctul de intrare? Cine și ce folosește? Poftim? O confirmare. Care ar fi confirmarea dată? Respingere de la trend. Respingere de la trend. Hai să mă urmă. Străbatere de nivel. Stochastic. Moving-ul. Aligatru. Ieșumoc. Foarte, foarte mulți indicatori. Adică traderul aici are o varietate foarte, foarte mare. Și evident, traderul când are 1, 2, 3 confirmări, evident că el este motivat, îți spui să lui crește, de cum se deschide tranzacții de bani sau de sau. Noi vom vorbi aici indicatorul intrare pe piață, vom vorbi cu ajutorul indicatorului. Deja analizii moderne, fiindcă analiza se repartizează în două etape. Analiza clasică, ce prinde analiza clasică? Trendul nivele. Doar trendul nivele? Și Fibonacci, tot este din analiza clasică, figurile și combinații de lumânări. Adică trendurile, nivelele, Fibonacci și combinații de lumânări sunt analiza clasică, care nouă. Nu este o analiză care se făcea de la început, din când au început să apară primii tranzacții, primii traderi, ei au început să meargă după principiile date. Analiza modernă și prin. Indicatorii care sunt? Două tipuri. Dar toți cunoașteți. Oscilatori și de trend.
Adică noi vom pune punctul de intrare în bază la indicatorii dați, pentru că vom vorbi despre indicatori și care sunt acei indicatori care ne ajută noi la deschiderea tranzacțiilor. Indicatorii de trend și oscilatori. Ok. Și deja punctul de ieșire. Care este punctul de ieșire? Da. De punct, da. Doxia. Ca să, înainte de a ajunge la punctul de intrare, adică eu aș vrea să atrag atenția tuturor traderilor, adică ce e important anume plasarea canalului trendului. Toți utilizează din voi, adică nu ca din exemplu domnului Cristian, eu văd și așa și așa trend. Da, el vizual, noi îl percepem. Noi vedem creșterea, vedem deprecierea prețului, dar toți plasează canalul trendului. Asta este foarte important din ce punct de vedere, în primul și în primul rând, adică în multe cazuri când facem analiza tranzacțiilor cu voi, la fel, adică noi, fiecare manager, adică fiecare consultant, trader, săi, observăm în unele cazuri, adică, da, de direcții voi țineți cont, într-adevăr, dacă merge vorba de trendul crescător, în mod evident, de care tranzacții noi aici ne orientăm exclusiv de bai, da? Adică asta s-ar primi că noi ne mergem, adică tranzacționăm pe impuls. Da, uneori buyer-le este, adică poate fi iact aici, în diapazonul, în zona, nivelul de rezistență. Da, dumneavoastră să vieți că, de exemplu, șansa de a ieși, adică în zero sau ulterior și în profit, dacă iact așa o situație. Dar pentru toată perioada asta, să nu uitați, că asta sunt emoțiile voastre. Asta e psihologia. Asta eu cred că prin asta noi toți trecem, și voi inclusiv. Cine a trecut bine și a să mai treacă, dar cine încă nu a să aibă această ocazie. Dar ideea, de ce e important să desenăm anume canalul trendului? Că anume să stabilim, cum ați spus, cineva a spus din traderii, adică anume, ca moment de intrare după trend, asta e respingerea dumneavoastră, da? Respingerea de la nivelul de suport, în cazul nostru, pentru baie. Dar aici, baie în mod evident, în zona de rezistență a canalului trendului, el nu are, nu a să producă efectul care voi îl așteptați, adică. Doar noi nu punem niciodată accent pe anume pe străbaterea acestui nivel de rezistență. Noi punem permanent profitul nostru, îl fixăm până la nivel. Așa este. De asta, cele mai potrivite anume momente, dacă să luăm în vedere, simplă, cea mai clasică, cea mai simplu tranzacționare după trend, fără mari, adică fără folosirea altor indicatori, adică în regulă, în mod evident, ar fi iahtului cea mai potrivită. Noi cu toți știm asta. Dar eu am accentuat anume acest moment, deoarece multe persoane nu, adică sunt persoane care nu plasează canalul trendului. Bazându-se numai pe percepere vizuală a prețului, că da, el e ascendent și eu mă orientez pe bani. Da, el corect se orientează, adică ține cont de trend, dar în cazul ăsta el s-ar primi dacă intră aici, el s-ar primi că el în momentul de intrare, adică e corect al percepere. Iată la ce am avut eu, adică să atrag atenția voastră, ok? Vreau o întrebare la traderii care au un pic de experiență și traderii mai începători, care de tot de trecut real și cei de pe demo. Este așa senzația la început, când treci de pe cont, sau când începi să tranzacționezi, da? De a folosi cât mai mulți indicatori. Văd așa la ceva la noastră, când începi să tranzacționați, învățați, de exemplu, 4-5 indicatori la etapa de practică și parcă vrei să folosești pe toți. Și parcă toți arată și între ele, parcă și tot trader-ul adaugă, un stochastic, un OMSD, un RSI, pune indicatorul, și ce mai pune acolo? Este așa la început. Tot ce este, tot e bun, așa e? Tot arată. Și cu timpul când trader-ul începe să capte experiență, el începe să șteară pe interesă. Și să lăsă doar unul sau două maxim pentru o confirmare pentru tranzacție. Este așa la dumneavoastră? Trader care sunt prea. Este. Adică la început, cred, nu ne formează senzația că indicatorii dați pentru noi au valoare foarte mare și ei ne arată nou moment de intrare, doar trebuie să te orientezi după deși. Este un moment în care vreau să-l înțelegeți. Într-adevăr, traderii care cu experiența folosesc mai puțin indicatorii de trend sau indicatorii oscilatori. Mai mulți bazați pe analiza clasică. Este momentul dat că analiza clasică are o valoare foarte mare,
trendul, nivele, Fibonacci, un indicator foarte bun, care arată nouă foarte bine toate confirmările care noi le dorim pe piață. Care le arată și indicatorii dați. Doar că eu tot timpul spun, care este cel mai leneș organ în corpul nostru? Creierul. Și tot timpul nouă ne trebuie ceva ușor. Ceva să facem, adică rezolva o problemă ușor. Care este problema trăitorului? De a găsi intrarea pe piață. Și în că indicatorii dați, îi se oferă punctul de intrare sub formă de o linie, sub formă de un punct ușor, da, parabolicul, sub formă de o străbatere de nivel, adică ne oferă nouă intrarea foarte ușor. Dar tot ce e ușor, tot nu este atât de bun. Are minusuri foarte multe. Deci eu vreau să înțeleg un lucru. Traderii cu experiența și toți să ajungi traderi care a străiat timp și ați vă aduceți aminte de spusele date că traderul când capte experiența deja nu mai are nevoie de indicatorii dați. El citește piața ca o carte, el vede lumânările, el vede nivele, el vede Fibonacci, care el înțelege foarte bine când trebuie să schide tranzacția și când închide tranzacția dată. Și indicatorii dați, noi toți îi folosim, toți managerii care sunt de 2, 3, 5 ani în domeniu, tot folosesc indicatorii dați. Dar ca ce folosesc indicatorii dați? Ca o confirmare dublă. Ca o confirmare dublă, într-adevăr, dacă analiza mea după analiza tehnică este bună sau nu, eu mai am un indicator acolo, un stochastic sau un MACD care mi arată mie cu o convergență, o divergență sau un punct de intrare suplimentar sau cu o confirmare. Vreau să înțeleg un lucru, că indicatorii de trend și indicatorii de oscilatori sunt niște formule matematice care ne calculează nouă. Cine calculează? Istoria. Ne calculează istoria noastră. Calculează lumânările, pentru că acolo în parametri când adăugăm indicator, acolo apare căsuță, da? Unde noi indicăm metoda simplă de calcul, metoda exponențială, metoda pătratică, schimbăm parametri. Ce înseamnă parametri, de exemplu, chiar și la movie? Ce înseamnă parametri? Ce? De exemplu, numărul 14. Numărul lumânărilor care el vrea să măsoare. Adică îmi oferă mie o formulă, o statistică, sub formă de o linie, care mie linia asta îmi oferă mie o confirmare pentru intrare în săl sau în bar. Dar traderii cu timpul ei deja capătă în trader și fără indicatorii dați, folosesc deja intrarea de sell sau de buy. Deci credeți-mă că traderii cât mai mult timp să află domeniu, cât mai puțin folosesc indicatorii dați. Și vreau ca traderii să vă puneți la lucru. Este momentul dat când traderii nu dezvoltă traderi din sine, da? Traderași cei micuți care sunt acum, poate stem, poate sunt coși, da? Dar caută grupuri diferite, da? Am avut situația, un trader s-au plătit bani să citească un grup de CD între, asta e total greșit. Traderii trebuie singur ei să dezvolte anume abilitățile care le are la nivel de după etapa de practică sau lecții individuale, niște cunoștințe, niște momente foarte puțin. Să le deschidă pe piață, să le folosească intens pentru a ajunge la un rezultat pe care îl dorește. De ce? Dezvoltați traderul din dumneavoastră și este momentul secret care vreau să-l spun, niciun indicator de trend sau oscilator, el nu este rău. Toți indicatorii care noi folosim pe piață, tot aduc rezultat. Mai bun sau mai rău, mai mare sau mai puțin, nu contează, dar toți au rezultat. Pentru că fiecare dimineață folosește aligatorul cineva, cineva folosește stocasticul, cineva spune că e mai bună MSD-ul, dar toți indicatorii dați folosesc de trader. Și ceva faci profit atât pe aligator, cât ceva faci profit și pe stocastic și pe MSD. Atunci, care e secretul? Secretul este foarte simplu. Traderii nu trebuie să acceseze mai mult de 20-30% pe indicatorii dați. Deci eu vreau foarte mult să înțelegeți, să vă gândiți la punctele date. De ce? Pentru traderul trebuie să facă o analiză clasică. Nu să încarci graficul cu indicatori foarte, foarte mult. Chiar în final nu vede lumânările, nu vede graficul, dar vede indicatorii dați. Care schimb deja în bază la indicatorii dați. Care iau și ei careva, spune așa, spune rusă, da, probabilități să dă ieșuat, să dă un stop loss. Trebuie să duci din contra, e un stop loss și că ai nu-ți pune indicatorul dat și mai trebuie de începători, este problema dată. Au luat un stop loss pe un indicator și că ai nu-i bun indicatorul dat. Dă-ți eu alt indicator, că am auzit acolo că e cealaltă e mai bun. Dar folosești cel până iară e un stop loss. Și spuneai, nu, nu-i bun nici ăsta, dă-ți eu altul. Și tot sare de pe o barcă pe altă. De ce? Noi vom pune acolo și vom discuta de careva indicatori care noi folosim. Toți cunosc pe dânsi și unii noi folosim în ce situații, noi folosim indicatorii dați și ce valoare ne aduc ei noi. Ok? Acum, am vorbit despre trend. Aici nu vom pune accent tare mult. Indicator de trend și oscilator și să ne oprim aici. Ce trend, ce indicator de trend cunoaște dânsi?
Moving-ul. Cine rată moving-ul? Momentul de intrare, dar încă, cine rată nou? Am avut situații că traderul folosind moving-ul ca, ca trend. Adică moving-ul se indice trend. Este? Dacă luăm în perioade bere, dar chiar și în perioade de perioade ca și 1, ca și 4, traderul folosind moving-ul ca moment de direcție pe piață. Asta este greșit din cauza că traderul trebuie să folosească trendul și indicatorul dat să folosească mai mult pentru intrări pe piață. Pentru ce reprezintă moving-ul? Este indicator cel mai simplu, este indicator primii din indicatorii de trend, care dacă prietul se află mai jos de linia dată, este străbătut, ce fel de trend reprezintă? Descrescător. Da, și linia dată este o linie, o medie mobilă care reprezintă un nivel de rezistență, care nu la fiecare confirmare deschide tranzacția de vânzare. Eu recomand traderilor să folosească cât mai puțin indicatori de trend. De ce considerăm? Pentru că indicatorii dați de trend, care sunt foarte buni, cum ar fi moving, ce indicatori de trend mai cunoaștem? Alegatorul. A spus un indicator foarte bun, e și mocul, da? Un indicator care mie îmi place foarte mult, la început l-am studiat foarte mult, doar ne considerăm că el ne acoperă mie piața, cu 9 ore, cu linii date, eu văd foarte puțin lumânările, văd foarte puțin psihologia pieței și văd indicatorul dat. Și evident, când traderul se orientează după indicatorul dat, el pierde din alte puncte de vedere, el pierde din psihologia pieței, pierde din lumânările și pierde din sensul pieței și deja el se orientează după indicator. Și știți cum? El deja se formează nu corect, ca un copacel care el crește, dar crește așa. Crește deja în direcția care nu trebuie. Deci, vom vorbează mai mult despre indicatorii oscilatori, care ei au rol de a ne arăta nouă careva momente foarte bune și productive pe piață. Ce indicatori folosim noi? Stocastic. Toți folosesc stocastic. Și au auzit de stocastic. Așa, așa, ce indicator? RSI-ul. Ce încă? MACD-ul. Încă? Eu vreau să... ce vă trebuie încă, pentru că este momentul dat când traderii, noi învățăm dreptul acestea. Stocastic, MACD-ul, RSI, pentru traderul le este suficient. Eu v-aș spune că este încă prea multă informație când noi vedem la etapa de practică, noi ați face ca o cașă. Când se dă mult, 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 am spus că nu este rolul de a vă da multă informație, de a vă da elementele de bază, care de asta să le puneți în practică și să le, din foarte multe ori, să le lucrați cu ele, da? Asta e fix aceeași situație când prima oară v-ați urca automobil, da, cu ambreiaj, cine ești șofer? Da, cu cutie mecanică. La început, când tu ești la volan, și îți spune cineva, da, dai încet drumul la ambreiaj, da, pic de accelerezi și îți pornești, da? La început tu te concentrezi pe proces, te concentrezi, ridici piciorul așa, ce ușor, da, așa, 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 îți pornești. După perioada când ai făcut 100 de ori așa, deja la automat mergi tot asta. Scopul nostru, ca noastră, noi îți vă arătăm cum să pornești automobilul, după care deja toate procesele dați se merg la automat. Adică, deja traderul, sunt traderi care, ca dumneavoastră, aveți deja peste jumătate de an, când traderul, din telefon sau doar într-un calculator, a văzut pe piața, aha, nici și s-a, și-a scris un calculator, și atât. Când traderul ajunge la când toate procesele date le faci la nivel automat, traderul deja a trecut la un alt nivel. El deja vede piața altfel, el deja nu sunt emoții, și toate procesele merg automat, și evident, merg productiv. Cine-i mai vulnerabil, de exemplu, chiar vorbim de automobil, să pornească? Persoana cei care trebuia să învață să pornească sau persoana care deja se pornește de mii de ori? Cea care trebuia să învață, da? Ce își prinde începătoare? Dar trebuie să treci pe etapa, da? Trebuie experiență. Experiență. Ok. Dați vorbim despre indicatori oscilatori. Domnul Cornel va vorbi un pic despre doi indicatori care vom trece astăzi și vom vorbi despre o strategie foarte interesantă cu indicatori oscilatori care vom discuta, vom pune cu proiectorul. Domnul Cornel? Da. Toții, majoritatea din voi, adică, au confirmat faptul că folosesc un indicator, da? Care se numește stocastic. Dar în mod evident, adică mulți din voi adică puteți să-l folosiți cu caracteristici, cu date diferite, da? Care e coeficientul dumneavoastră al fază? Acum vă spun, da? 23,3, da? Da? Ok. Mai sunt încă unele nuanțe, anume la plasarea și la... să spunem, la calibrarea acestor indicatori, adică
Este acolo o căsuță în chenarul care se deschide, adică, cum am spus și colegul, adică, în ce formați ei în calcul, adică lumânările, în, și care lumânări, adică, în formare sau deja închis? Nu? N-ați... Ok. Dacă putem, dați să pornim puțin proiectorul. Și acum să vă fie mult mai clar, la ce mă referă. Ok, când vă zic, când bifăm și plasăm stocasticul, la noi, în mod evident, apare căsuța pe care noi trebuie să indicăm 12-33, 5-33, 20-33, care e diferența între ele? Nu mă întâlnim, dar nu mă întâlnim. Unul e mai sensibil ca altul, adică el mai devreme, arată mai rapid. 5-33, 12-33, 20-33, cine șoferă să mă înțeleagă? Pentru a întoarce, când noi facem virăm la dreapta sau la stângă, noi facem câteva, două sau trei rotații a volanului, da? Dar roțile astea nu înseamnă că ele se întorc în conjurul axei. Așa este. Adică, iată ce înseamnă. Adică, acest indicator cu diferiți parametri, adică el, pur și simplu, unul e mai sensibil, unul e mai rapid, arată careva, adică, schimbare a direcției. În mare parte, eu, adică, această metodă o consider bună, anume la volatilități mari. Ca de exemplu, pe piața de capital. Adică, unde orice mișcare, orice fluctuație, în mod evident, asta pe noi, adică, pentru noi este considerabilă, da? Pe piața criptovalutară. Dar, în mare parte, eu recomand totuși folosirea a unui singur, și anume stocasticul cu acești parametri. La toți la noi se deschide așa căsuță, da? Și aici la noi se vede. Aici e 12. 3. 3. M-am scuzat, poate da. Să strângeți așa două obiecte. Da, dar asta e la rezoluție NASA. Poate dăm ok. Da. 12-3-3. Dar uitați-vă, aici mai este încă un parametru la care trebuie să atrageți atenție. La care eu... Ca de exemplu, eu folosesc permanent close-close. Aici sunt mai diferite variante, acolo și eu. Să înțelegeți low-high și close-close. El, în cazul dat, noi dacă fifăm close-close, adică el e în considerare, anume, deja lumânările închise. Înțelegeți? Asta-i. Și, dar low-high, însă și din traducere e clar, da? Punctul maxim, punctul minim, adică se face ca o minim. Adică, dumneavoastră, ca să vă adeveriți în asta, puteți acasă aceeași parametri 12-3-3 sau puneți close-close și alături sau deschideți low-high. Și ați vedeți care este diferența. Asta-i tot. Nu știu că îți poate... Te apăsesc? Da, vă rog. Da. Ce reprezintă, adică, pentru noi acest indicator? Cum am menționat și colegul meu, nu trebuie pus baza 100% pe indicator. Fie stochastic, fie MACD, fie indiferent care n-au... Știți cum fac trebuie? Cer scuze, domnule. Da, arătați. Să-l pune așa. Ia. Eu să văd concret întrare aici. Nu că... Pe mine nu mă interesa ce aici. Ia că ești aici. M-a făcut și la vreo dată așa? Nu. Nu. Noi nu. Ordine așa se iertă. Nu, apoi... Dar dacă mai ești la MSD-ul deschisă, deși... Așa noi vedem. Acum voi vedeți cum noi vedem. Da, pe punerea și MSD-ul, pe punerea și MSD-ul, și aici ceva și prețul șapte. Acum ești parabolic, cum să observi. Ești, așa ceva.
Asta e o greșeală care anume trebuie începători. Nu e nimic așa din comun, toți. Noi vă dăm indicatorii dați și în primul rând știți cum trei de prins cu informație nouă, lor le pare că e foarte interesant și le pare că acușa schimbi situația. Este așa situația la trader, le pare că dacă că noi în oficiu le avem careva secret. Este așa situație, nu, că hai spuneți secret, nu știu e, că eu îți schimb, eu îți schimb de minus, dar dumneavoastră îți schimb de un profil. Hai, care e secret? Nu există secret. Noi mergem, avem toți traderii un plan de tranzacționare care el trebuie fiecare individual să facă după scopul lui, după tipul care îl are pe piață, după așteptările lui, după perioada de timp, adică perioada lungă, scurtă sau medie, după take profit-ul și mai departe. Adică fiecare trader și are formula lui, acum vom discuta despre asta. Dar până atunci, ca să înțelegem și să tragem o tangență la ce ai spus de domnul Cristian, amintiți-vă cu toții când ați trecut adică, cursul practic. Da? Până a studia, până a ajunge la acești indicatori, adică dumneavoastră ați avut unele rezultate. După apariția lor, în mod evident, la voi ciocă. Concret, așa este? Dar ce s-a schimbat? Pur și simplu, cum și-a fost menționat, asta e un plus valoare la decizia noastră. Nu s-a schimbat nimic pe piață, nu s-a schimbat rândul, nu s-a schimbat... Din contra, el pur și simplu, asta e ca un număr prietenesc, sau el mai spun, ținând, trăgând tangența cu automobilul, asta este o oglindă. O oglindă retrovizorii care vreți dumneavoastră. Adică, asta la capacitatea mea de deplasare nici cum și a noastră, nu influențați, dar având o astfel de oglindă, eu am posibilitatea să fiu mult mai sigur, adică îmi dă o siguranță. Așa este. Cum și am menționat, în mod evident, stohasticul are două linii, noi cunoaștem cu toții, și ținând cont de punctele care noi am discutat, care sunt direcția, intrarea și ieșirea, da? Da, să discutăm. Direcția, în mod evident, care e? Trend. Ok. Așa e? Adică, în interiorul trendului dat, noi, în mod evident, noi ne accentuăm și ne bazăm exclusiv pentru tranzacții de buy. Dar, ce nou ne arată stohasticul? Care este momentul de intrare după stohastic în tranzacțiile de bani. 20 în sus, în direcția trendului. Asta e important. Noi cu toți știm asta. Dar unii traderi se grăbesc să facă, adică să intre în tranzacții de bani numai la străbaterea acestui nivel 20. 20. Și aici e 80. Și 100. La străbaterea acestui nivel, numai unii singuri linii. Aici un moment. Da. Anume plasarea, dacă pleci un pic în urmă, a parametrul close-close legat de stochastic, ați ajut pe dumneavoastră, dacă ați plasat acasă ambii indicatori, ați vedeți o diferență foarte mare, anume la punctele este, punctele minime și punctele maxime. Când ești plasat standard stochasticul, el aici vă face străbaterea asta mult mai devreme. Mult mai devreme. La close-close, el calculează când lunarea de pe se închide și evident că este un pic întârziat intrarea dată. Și au fost toate la trader când au deschis tranzacții de buy sau de sell după stochastic, după nivelul 20, au deschis buy aici și stochasticul se întoarce înapoi. Este așa situația? Fost la dumneavoastră? Anume, close, majoritate, așa? Aici vom vorbi ce putem face situația dată, pentru că stochasticul are așa principii, trader stă 8 săptămână, poate și mai mult de săptămână, în minus, da, schid buy, el îl duce în jos, iar în buy, iar îți schid, el merge sus, iar duce în jos, dar piața merge încă în jos, așa. Și în final, până în final, duce în sus, acolo vom discuta, dar anume close, parametrii dați, vă exclude careva intrări grăbite. Nu cu față, nu sunt cu față, din considerent că noi mergem tot timpul pe trend aici, este un moment foarte important, dar careva intrări grăbite, anume parametrii dați, vă exclude, ca să se puneți sau să vedeți diferența între ele și nu se observă diferența la nimic altceva decât la punctele astea.
la parametri simple, aici sunt mai devreme mișcările date, intrarea este cu o oră poate mai devreme, dar în final uneori se, este probabilitatea că noi piatra încă se meargă în jos, dar dacă la close close, că nu se zic. Deci ești să plasează close close, este mult mai fix, mult mai precis în intrare pe piață. Alte momente care des ne întâmpinăm și adică posibil să le-ați avut și voi, adică vă, fără a fi străbătut nivelul ăsta 80 sau invers 20 în sus, mod evident, numai să vede așa o întoarcere a stohasticului în jos, deja aici, ca de exemplu avem trendul de crescător, aici traderul deja intră în sell. Da, de ce aici am indicat, uitați cât timp el s-a aflat în deasupra nivelului de 80. Asta este ce? Nu, eu îi spun asta deasupra numărilor și este o zonă deasupra cumpărare. Adică el a dat și odată a se ducă în jos, dar noi nu știm concret când. Adică de asta este foarte important să așteptăm anume confirmarea asta de străbate a nivelului 80 în jos. Să nu ne gândim aici să intrăm deasupra sau aici sub nivelul 20. Deoarece noi nu cunoaștem iar cât timp el va oscila, dar aici, din câte observați, e oscilație parcă nesemnificativă, da? Dar în nivori pe piațele, nu că un nivori. Ia cât voi. Ca punctaj, vă dați seama aici. De asta este foarte important, adică să vă asigurați și să-l folosiți, să-l utilizați corect. Adică chiar dacă îl utilizați, ok, mai departe, tot legat de stocastic, până să dăm ceva, o strategie interesantă, mergem după metoda clasică, ceea ce citim noi acum, ei noastră practic cunoașteți, dar mai sunt care momente care noastră vreau să trageți atenție la ei. În primul rând, ca, înainte, ca trader, eu vă practic deja de peste 2 ani de zile, practic, această strategie, luna dimineața, eu șterg absolut tot, fac graficul alb, lăs doar nivele, fiindcă nivele de prânzăză odată și nu trebuie să șterg de fiecare dată, fiindcă e tot același nivel. Și primul lucru care noi îl facem, ce facem ca trader? Ținăm trend, direcția, trendul nostru. Trendul în ce perioadă îl ținăm? H4. În perioada de H4. Tot timpul începe de perioada de H4, după care în perioada de H1. Dacă sunteți trader care e perioada și mai lungi de timp, perioada de BL, perioada de H4, H1. Dar începem în perioada de H4. Nu contează ce perechi voluntară avem noi, începem în perioada de H4. Așa, în perioada de H4 nu o să ne se vede foarte bine ce se reprezintă piața, eu vom veni doar punctele de spor și rezistență. Da? Aici. Este, da? Evident, când noi stabilim trendul nostru, poate fi doar în 3 cazuri. Ori este crescător, ori este flat, ori este descrescător. Odată ce am stabilit noi direcția trendului, luăm cazul nostru pe euro, este trend crescător. Da? În perioada de H4 am stabilit direcția trendului crescător. Noi atunci, intrarea pe piață, ce tip de tranzacții ne urmărim la baie? La baie. Adică noi știm, și asta este o regulă, o lege, puneți, că acum ar fi semnalul roșu la semafor, nu trece la roșu atât, că dacă traderul vede trendul crescător în perioada de H4, el în perioada de H1 se orientează doar la tranzacții de bani. Doar la tranzacții de bani. Poate și-ți permite să schidă săl, acum vom discuta în ce cadre. Ok, tranzacții de cumpărare. Și aici noi ne orientăm deja după nivel, după analiza clasică, dar avem în ajutor ce? Indicatorul stocastic. Stocastic. Așa. Ne transferăm în perioada de H1, dar ce suficient aici că el să citească de linii. Așa, în perioada de H1, mie mi-a arată trendul meu crescător. Este? Sau nu este? Da. Este, da? Acum, trader ce face? Lângă nivelele, lângă figurile care le-au avut aici, de exemplu, nouă tranzacție de cumpărare, pe euro, chiar pe euro dolar, da? Am avut după ce au străbătut nivelul ăsta. Da? Tot se termin. Cine a scris bani aici? Scris ceva pe asta. Deci... aici a fost un nivel foarte puternic, care nouă piața a încercat o câteva ori străbată, nouă mi-a dat știri că nu poate străbate nici nivelul de jos, da? Pădeaua. S-a format așa un flăt, după care vedeți că a luat rândul crescător. Evident, noi cu traderi, când am stabilit, de exemplu, străbătut nivelul nostru, noi ce am? Am început să punem funcțiune ce indicator. Stocastic.
Adică ori după nivel, ori după figur, dar dacă noi folosim stocastic. Ce e interesant la stocastic? El nouă ne arată puncte de intrare, dacă tranzacție de cumpărare, de la 20 sus, așa e? 20 plus. Adică intrarea noastră este, dar luăm dici, da? Este intrare dici, da, dacă asta ne e dată, este un nivel dici, o intrare avem dici, o intrare avem dici, bai dici, bai dici. Să știți un lucru foarte important. Din cauza că indicatorii dați calculează istorie de lumânări și prețuri din istorie, când nu lucrează stocastic? În figuri de schimb, în figuri de certitudine, stocastic nu arată, arată eronat. Să știți, și-am scris tot. Da, noi atâta timp nu am stabilit și chestii triunghiul dat, noi mergem aici tranzacții de cumpărare. De buy, buy, buy. Ce se întâmplă? Trader-ul îți schimbi tranzacții de cumpărare. Eu spun intuitiv. Buy de aici, de exemplu, buy undeva de pe aici, poate ați schimbi buy. Buy, a se deschide în OBI, de exemplu, da? Buy, cum poate și aici a schimbi buy? Nu? Și, de exemplu, chiar și aici. Trader-ul îți schimbi buy de punctele unei reprezintă nivelul 20. Piața se duce jos, dar trader-ul îți schimbi tranzacții de cumpărare. Este ceva care schide și tranzacția? Este. Ok. Este pozitiv sau negativ? Cum vă poate? Dacă ești un trader, eu sunt trader care îți schide tranzacții de cumpărare, mă uit, eu îl duce jos, dar îți schide bani, bani, bani. Este bun sau nu e bine? E corect așa sau nu e corect? Nu e bine, dar dacă suntem faci, nu așa. Dar de ce nu e corect? Deci contra trendul. Deci eu contra, dacă trendul în perioada de H4 e crescător. Dar dacă o să fie schimbare de trend? Dar cine reprezintă nouă schimbare de trend? Dacă nu o să fie, de exemplu, figură de schimbare de trend. Poate să fie, de că cum a fost COVID. Da? Nu, da, forț majorul, da, poate să fie asta, noi nu suntem... Forț majorul, atacă teroriste, războaie, nu, crize economice, nu sunt niște momente care noi nu putem să le prezice. Dar în cazul, da, trader-ul merge corect sau nu? Eu aici, asta eu luăm cu etapă clasică. Trader-ul merge pe bai, încăpățânat, tot timpul cum trader trebuie să fie încăpățânat. Trader tot timpul trebuie să meargă așa, de acolo piața și jos, dar el arată atât de vedere tehnic, clasic, cât și modern, da, indicator, arată de bai, el merge pe bai. Chiar dacă piața și jos, el merge pe bai. Eu foarte mult îmi plac trader dați, pentru că eu tot așa sunt un trader care, indiferent, piața duce jos, eu merg pe bai, bai, fiindcă am încredere în trendul meu de perioada de H4. Acum, ce reprezintă trendul acesta de H4? El este perioada mai lungă de timp care reprezintă mie ce să facă dolarul american, ce să facă euro cu dolarul american. Eu aici am nivelul meu de suport și eu știu, înțeleg că aceasta toată este ce? Corecție. O corecție. Evident că traderii ce fac aici? Ce indicator pun aici? Fibonacci. Eu de-am mai deprins să fac analiză din punct de vedere, din punct de vedere tehnic, spune așa, clasic, folosesc indicatorii dat. Ce-a uitat? Toată căderea dată, care e, era așteptată ca o proiecție mai lungă sau mai scurtă de timp, este format ca un ce? Ca un trend descrescător. Este un trend așa, nu atât de simetric, el a străbătut atât și în jos cât și în sus, a fost întâi și o figură, un triunghi, da? După care a străbătut punctul minim, traderii și-l activa ce? Sell-urile, piața a mai stat în sus, s-a dus în sus, așa ceva, poate a activat buy stop, în final s-a dus în jos. În final, aici s-a făcut un haos la traderii în cameră, că cu traderii azi, domnul Cristian, eu înțeleg ce se întâmplă piață. V-a părut așa întrebarea? Da. Azi, Cristian, ce se întâmplă piață? Se întărește, cade inima, mă doare, ce se fac, da? Adică este așa senzație că traderii nu cunosc ce se întâmplă piață, și anume asta ce? Ce reprezint eu tot timpul spun? Când nu înțelegi ce se întâmplă piață, asta nu poate fi impuls. Asta ori este corecție, ori este o figură de schimb, ori este o figură de incertitudine. Anume, mișcarea dată este reprezentată pentru corecție. Acum, traderii ce fac? Ei, evident că noi corecția când o depistăm? Când, într-adevăr, deja am format o cădere, ori formează ca o corecție, o formează ca o figură de schimb sau ca o figură de incertitudine și, evident, corecția noastră. Noi avem trendul nostru, avem trendul din perioada de H4. Linia asta este foarte importantă, știți. De nivelul de suport și trader-ul știe că piața poate scadă, nu poate scadă pe nu atât de putere, dar poate scadă mai puțin și mai multe tranzacții de cumpărare. Noi, căzătura dată, noi nu putem să o știm cât a să fie. Corect? Ei acum au fost mai atent cât a format ca un trend. Dar dacă făcea așa două, trei căzături, ce mai, noi nu știam. Dar știm că în perioada de H4, trendul este crescător.
Și traderii, pentru a profita de maxim timp de mișcare, ei la fiecare posibilitate din perioada de H1 vor deschide tranzacții în bază la trendul care este în perioada de H4. Adică combinăm trendul din H4 cu stocasticul din H1. Și mergem, spunem, încăpățânați, spunem coarnele pe mână, da, ce zodie tau. Și mergem numai pe plan de direcție și intrare după stocastică în perioada de H1. Traderii, evident, noi vedem că se formează figură, triunghi. Evident că noi, în bază, când se formează, de regulă, nu tot timpul se formează triunghi ca un semnal de formare a unei corecții, posibil se formează așa un vârf dublu, de regulă, așa se formează. Un vârf dublu micuț se formează o corecție, pe care și tot trebuie să formeze un mic vârf dublu sau o figură ca să înceapă un nou impuls. De regulă, așa se întâmplă, dar nu tot timpul. Dar traderii, știind că au nivel de suport aici, ei oricum se vor orienta la tranzacții de cumpărare ca tranzacții, nu că principale, dar cu, cum să-i spunem noi? Nu, cu prioritate. Prioritate. Adică tranzacții de cumpărare prioritate. Da, traderul ce vede figura dată, el își poate să asigure cu ordine de sell stop și buy stop. Se tranzacționează la figură. Aici, de exemplu, a văzut o cădere, s-a deschis sell-ul dată, vede traderul așteaptă, a făcut profit sau nu știu, situația dată și se poate întâmpla. În cazul dat, am trader și chiar și mie persoane mi s-au activat sell stop aici, el cred că e în profit. Profitul oricum, la take profitul l-am pus aici, pe mai linie de sport. Da? Acum, traderi, ce se gândesc? Dar poate să fie așa că schimbi trendul, nu? E, că domnul Andreescu spus, poate să fie schimbi trendul, nu? Este, force major. Ce fac traderi? Mai jos de linia de sport, să asigur cu... Și în trenare. Dar traderul are încredere în trendul, anume din perioada de H4, are încredere în trenuri după stocastic, ele arată și trenurile date. Cei ce spun că traderii stau, deschid tranzacții, se duc în minus, pot să forțească la activ termen scurt aici, dar oricum tranzacții de cumpărare au prioritate. Și traderul deschide buy, și când pe asta se va porni mai departe de cumpărare, el nu, iarăși nu se va uita. Dar va merge mai departe pe tranzacții de cumpărare. Iar tranzacții buy, după Fibonacci deja, ați folosit și analiza clasică, după Fibonacci, un instrument foarte bun, după nivel, ați mai deschide tranzacții. Și în final, traderul folosește metoda T, mediere, după care îi transformă metoda adăugării. Și momentul ăsta, întrebarea asta, că dumneavoastră va fi mult mai ușor și că sunt traderi care, din lipsa de timp, ei pus stocastic pe telefon, stabilesc trendul, s-au uitat la trendul crescător și deschid telefonul, se uită stocastic pe aici, și el a zis trendul crescător, îmi deschid spate. Deci eu se uit, el se și în jos. Eu știu că el în final oricum a zis în sus. Pe corecția dată, uneori traderii tranzacționează tranzacții de vânzare, că se formează o trend de crescător pe perioadă scurtă. Dar sunt cazuri când el face corecții mai scurte. Noi, corecția dată, nu putem să știm cât de lungă să fie. Deci noi nu tranzacționăm pe corecții. Asta eu recomand traderul începător și mergem doar pe direcția noastră. Și chiar dacă noi ne ducem în minus și am intrat târziu, fiindcă asta dacă să luăm după regulă, atunci chiar de intrare. Târziu. Adică eu deschid, dacă mă după linii, e ca un baie pe aici mă rătat și un baie dacă după linii dreapte, de baie ca pe aici mă rătat. Asta este intrare târziu. Ia-ți vine gândul că nu înțelegeați activ. Da, și deci pe viața asta, deschid baie, mă duc alea că profit, mă ghinim pe dimă într-un profit micot. Și în final, piața se duce, dar când dumneavoastră vă uitați, că traderii că sunt pe demo, traderii că sunt pe real, când vă uitați în istorie și vedeți tranzacția dumneavoastră, e așa cum spun eu. E așa că vedeți că ați făcut o tranzacție, se închis într-un profit, poate v-ați bucurat că s-a dus în jos, dar în final piața mai departe a dus în sus. În direcția dumneavoastră. Fiindcă trendul din H4, de ce spun trendul din perioada de H4 și nu trend din H1? Trendul din H4, el nu schimbă atât de ușor. El are nevoie obligatoriu de o figură. Are nevoie obligatoriu de o figură nu atât de micuță care se poate produce într-o zi, două, iar nevoie de o figură care se produce timp de o săptămână, două și se vede schimbarea asta de viață. Deci noi orientăm și traderii, desenați nivelul de suport sau nivelul de rezistență și mergeți asta să fie confirmare pentru dumneavoastră. Și fiecare străbatere, ei este o motivație de deschide tranzacții de cumpărare sau de vânzare dacă este trendul crescător. Anume, trendul din perioada de H4 și stocasticul în perioada de H1. Momentul de intrare, să fie în H1. Și acum, dacă stau perioada de H4, a să vedeți stocasticul, a avut doar o căzătură deja. Este momentul, da, traderii care nu vor să, sau depozitele îl permite, ca să deschidă aici, de exemplu, buy-ul, pentru că este corect. Așteaptă perioada de H4, scobare în jos, și când perioada de H4 se pornește, el se transferă în perioada de H1 și începe să deschide tranzacții de bani. Ați folosit vreodată tehnică, da, ți-o? Este stocat pe perioada de H4, dați-o să luăm că perioada asta de aici până acolo. Și atunci ce reprezintă. Eu să spun o linie.
Din Cișei? Nețu cu galben, cu pătrat. E, dă-i, eu să fac un pic. Ok, este linia dată, unde noi avem mai multe trei culturari, dăm un perioadă de H4. Ia uitați o dată perioadă de H4. În jos, în cașul unde a arătat numai de aici, de la linia asta, e primul bai care l-a deschis, da? Dacă nu mă greșesc. Și înainte a arătat numai tranzacții de cumpărare. Mi-a arătat doar tranzacții de cumpărare. În H4 mi-a arătat mic el din săl. Și așa apare dată la trader, începător, apare întrebare. Domnul Cristian, mă uit în cașul 1, e din săl. Mă uit în cașul 4, e bai, ce fac? Întrebare. Și aici trebuie să combinăm cu trendul. Să înțelegem psihologia pieței unui mers de piață, să ne orientăm în spațiu, spun așa, da? Perioada de H4 ne arată nouă că piața are nevoie de o cădere, care semnifică o corecție pe piață, dar noi traderii, noi aici dacă să luăm după logică, noi aici deschidem bai. În H4 stocat ne arată de sell, dar noi deschidem bai. De ce noi deschidem bai? Pentru că direcția noastră e crescătoare. Traderii care deja nu vor, de exemplu, să iei care fac minus, corecția poate fi mai scurtă, poate fi mai lungă. Eu, de exemplu, nu mă gândesc cum poate fi corecție. Eu merg și deschid buy-uri ca un încăpățânat, deschid buy, 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 trebuie să spun domnul ăsta de ce jos. Dar deschide buy, mergi pe buy, nu faci grijă pe asta, cum sunt toate să meargă în direcția noastră. Și în final, traderul începe să deschide buy, că zice. Când vede în perioada de H4, vede intrare, vede străbate la sus. El se transferă în perioada de H1, e când ați spune unui H4 mi-a dat două intrare de buy. El în perioada de cașun așteaptă aici să sunt cel în baie în perioada de cașun. Dar traderul care a deschis baie de aici, el deja are una, două, trei, patru intrări de baie care eu sunt în minus, sunt în minus și când ați arătat în perioada de cașun iară baie, traderul iară baie și asta este metoda medie, baie. După care la fiecare posibilitate el mai departe să pe baie, pe baie, pe baie, pe baie până în perioada de caș 4 iară să joacă sus. E clar că trebuie de combinat perioada de H4, trendul de H4, trendul de H1. Trendul de H1 este perioada foarte scurtă. În perioada de H1 trendul poate fi într-un trend mai mare, poate fi și trend descrescător, poate fi și trend crescător. Nu puneți prioritate trendul de H1. El este prea mic și el foarte ușor poate fi schimbat. E că aici a fost sigur de schimb. E că când a fost așa, ce a fost aici pe piață? Hai, trebuie. Ce a fost? Nu este după cine, e după vârf. Unul și a doilea mai mare. Ce poți deci? Piața a schimbat atât așa de sus. Știri. Nu? Nu a fost știri. Ce-a fost piața? Ce-a fost? A fost divergență. Formată mai scriu divergență, a arătat asupra, și piața ta asupra cumpărare, că okay, momentul este arătat, și a fost divergență pe MSD. Și evident că a fost o coborâre mai puternică. Dar noi știm divergența sau figura de schimb, schimbă nu trendul ca așa, dar schimbă din impuls în corecție. Este momentul ăla să tragi atenția la punctele date. Și acum noi ne-am arătat la căderea dată, traderii care au buy, nu trebuie să facă grijă de căderea dată și evident să așteptăm punctul de intrare aici. Evident că noi vindem ce avem. FFP-ul. Trebuie să așteptăm FFP-ul, pentru că el poate să aibă o făință pe termen scurt, să fie o coborâre sau o creștere bruscă, poate să fie și împotriva trendului. Poate străbați trendul dat. Ați lucrăm la FFP. Dar dacă va porni mai departe în buy, noi mai departe la fiecare posibilitate de a schide buy. Și că atunci traderul când începe să folosească metodele date, el ajunge la un nou nivel. Când el piața deja o vede, o simte și el merge fără fric. El nu se teme. Când el știe trendul, știți când traderul, când noi ca oameni temi? Când noi ajungem la un punct și nu înțelegem cum suntem. E ca vădurile, dacă vă duci vreodată, da? Și când știi unii, te afli și știi drumul cu să ajungi înapoi acasă, tot ok. Dar acum te trezești, dar ce-o unde m-am pierdut orientația. Ce apare? Panică, emoții, ce să fac, să sun, să scaut, să strig, da? E ca așa, fix așa și traderul. Când traderul vede drumul, el nu intră în panică. El nu poate să fie în panică dacă tu vezi drumul, că el sunt decis să intre în panică. Când el pierde orientirul, el atunci intră în panică. Poate să schidă sala aici, să schidă sala aici când el vede în trend descrescător. Dar în final, el are o linie aici foarte puternică care reprezintă trendul crescător. Sau un indicator Fibonacci, un indicator perfect. Eu îl consider unul din cele mai bune indicatoare pentru traducere. Un trader poate să folosească doar Fibonacci să aibă rezultat ca un trader care folosește toți indicatorii care sunt sub platformă. Asta sunt din principal. E clar aici? Că cu stocastic. Da? Noi mai sunt diferite, să oferă lecții individuale. Stocastic uneori are rol și de direcție. Anume, stocastic în perioade daily este strategie ciclu minor și microciclu, care oferă punctul de intrare pe piață. Arată anume punctul este crescător sau descrescător, pe lângă trend.
Dar astăzi dăm la lecții individuale sau profi cursuri care noi le organizăm. Dar la momentul actual ne-a trebuit să știți trendul care mi-a cunoaște, în perioada de H4 și în perioada de H1, ca încăpățânați, cei mai încăpățânați oameni, mergeți pe stocastică, dar pe ca moment de intrare, plus analiza clasică, vreau să cunoașteți drumul și punctul de intrare. Nu așteptați, trebuie ce așteaptă. Așteaptă punctul ăsta perfect de intrare. Este? Tot așteaptă punctul ăsta. Adică așteaptă, de ce așteaptă punctul ăsta perfect de intrare? Ca să deschidă o tranzacție, un bai, și pune stop loss de 20 de puncte, și să nu-l atingă și să ducă niște așa. Nu m-am spus. Este așa? Da? Dar punctul ăsta vreau ce minusul care este. Vreau să-ți schimbi un bai chiar de X sau de unii varat un bai și vreau să produci 100 de puncte în jos. Și evident că ați te duci 100 de puncte în jos, aveți nevoie de o prasată, să numește. Da? De o rezervă din depozit din astăzi, care vă permite aceste nu depășească 5% din depozit. Cum puteți să reglați problema asta? Volumul. Dacă nu ați revedeți că e posibil să ceapă corecții, nimeni nu vă impune să trați cu lot aici. Trați cu volumul mai mic. Și când într-adevăr, având tranzacții, traderul, el deja se gândește la tranzacțiile date. Și când ați fi confirmare după combinații de lunări, după stocastic, după nivel, după stocastic de Fibonacci, el își poate folosa deja un volum mai mare. Și se mențină tranzacțiile lui. Când traderul nu înseamnă că trebuie să depășească aceste 5%. Se deschide și cu un lot, și apoi și cu un lot, și cu un lot, duc toate în minus și apoi ce se fac. Da? E clar momentul dat. Deci e, traderul trebuie să aibă, în primul rând, rezerva dată, să folosească volumul, să nu depășească 5% și să schimbe tranzacții la fiecare posibilitate care o dă indicatorul dat. Asta este și confirmarea cei care ne-ați așteptați. Asta este confirmarea dată, având o direcție bine stabilită. Intrarea trebuie să fie foarte simplă. Intrarea trebuie să fie două, trei confirmări care îi oferă un indicator sau o analiză clasică. Mie confirmare îmi oferă, cum spuneam, respingerea de trend. Într-adevăr, este cea mai bună confirmare. Când el se lovește aici, el își poate să formeze un triunghi sau să formeze ceva, după care mai departe în bani. Nu evident că noutatea poate să pornească în cazul care noi acum suntem în prezent, dar ce noutate? Eu aștept ca noutatea să fie negativă și mai departe să influențeze pe devalorizat dolarul american. Așa, nu știu, am eu presențări. Dar vom vedea. Din punct de vedere tehnic, el are nevoie de o creștere. Euro, adică este nevoie de devalorizarea dolarului american pe o perioadă mai scurtă de timp. Pe viitor vom vedea, posibil dolarul american de nou să ceapă în trei. E clar? Dar dacă luăm și o situație genul dat, spre exemplu, eu am aici un buy, 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 am vreo 3 buy-uri, da? Eu, traderii care au experiență, folosesc stop loss sau lack? Stop loss se dorim eu, da? Lack, da? Aici ce fac? Într-un self-stop, plasez un self-stop, pentru că eu sunt doar liniștit. Niciodată nu te duc permite să ca trader, ca oameni de afaceri, pentru în domeniul artistic o afacere, să deschideți o tranzacție de bai și să vă culcați. Așa, cu să o bai, nu vreau să fie. Ați duc, ori să fără jos. Neapărat trebuie să fie stop loss, ori să o stop. Neapărat trebuie să fie. Fiind situații, evenimente, piață, cum a spus domnul Andrei, poți să apară peste noapte ceva, poți să fie o noutate, poți să fie discurs, poți să fie un cataclism natural, poți să fie, nu știu ce poți să fie, da, și poți să influențeze. Eu la început, că doar bine intram în lacă. Niciodată nu e făcut stop loss, eu intram în lacă, știam cum, eu să lacă, duc-mă în influență. După care vine dimineața, ajung din lacă, pe mai departe. Eram așa, mă simțeam mult mai bine când tranzacția mea era în lacă. Am depășit bariera asta psihologică, oricum e bine de folosit metoda dată. Sau stop loss, neapărat trebuie să fie. E clar din punctul de vedere ce am vrut să vă explic eu. Folosesc trendul și stocastic în perioada de H1, nu în perioada de H4. Ok, cine ați mai vrea careva informații stocastic, eu o să mai oferim, trecem la următorul indicator. Eu personal folosesc stocastic și pentru traderi care vor să facă loturi. Cine vor să facă loturi? Toți vor să facă loc. Toți vor să ne brezele pe jur de parteneriat, să mai iei un parteneriat și mai departe. Este o strategie interesantă. El nu oferă foarte multe loturi, dar cu ajutorul stocastic poate făcu număr de loturi, adică de intrat în tranzacții în perioade scurte de timp. Care ar fi ea? Eu să dau un scenariu pe acasă și cine să folosească pe demo folosesc. Când eu când veneam la masterclass-uri fix cu dumneavoastră, veneam la masterclass-uri și cineva spunea strategie, eu nici nu vroiam să mă gândesc mult, acasă mă ducem și scriem 10-20 tranzacții după ce auzăm la masterclass. Pe demo. Scriem pe demo, după care dacă îmi plăcea, putem să o aplic în practică.
Deci e acasă, vă duceți și care e strategia dată? Este o strategie nu atât de complexă, dar are, din practică am văzut că lucrează foarte bine. Care ar fi ea? Adăugați toate trei stocasticuri. Care ar fi cele toate trei stocasticuri? După perioadă. 5, 12 și 20. Și anume, intersecția, când toate trei străbată în partea de jos sau în partea de sus, în perioade scurte, am 1, am 5, este un punct de intrare pentru un take profit de 10-15 puncte. Dați-i plasăm și chiar pe orice cotație trebuie să le punem, dar dorit pe cotație, dacă studiați vreți să faci sloturi, pe cotație mai volatile. Adică pe euro, dolar, așa, pe GBP-ul să dă e ok. Pe petrol, tot are valoarea ei, adică merge bine din petrolul, doar spread-ul mai mare un pic, dar oricum se merge destul de bine. Da, să-i pune pe chiar pe euro. Eu steam pe Google. Ah, pe Google? Nu trebuie pe Google acolo. Nu le prea am. Trebuie să crești treptat. Treptat, trebuie să crești. Știți cum, traderul, întrebare, recapitulat tot întrebare. Vă gândiți pe jocul tău cu stocastic. De ce traderii începători intră în piața de capital? Și minusul la fel de interesant. Adică eu nu știu ce am făcut, îi dau un kill. E ca așa și trebuie începător. Da, că așa startă, încercăm pe euro. Eu de mult nu l-am folosit pe euro, dar îl încercăm în perioade de 5 săptămâni. Acasă tot așa îl plasați în perioade de 5, îl plasați să fie ori la 20, 233, ori eu am să primi 5 la mil. Dar nu mai ca să ne iei timp, poate să apăsăs, să ar pun corect. Și când ați ne puneți corect, dar nu ați primit nimic. Dar când ați ne puneți corect, ați puneți 20, 12 și 5 sau invers. A să vedeți că unul se mișcă foarte 5 și se mișcă foarte repede, el intrare nu dă atât de interesant. 20 se mișcă mai, este 20 de jos, se mișcă mai lent, mai lent. Și 12 e mediu. În mare parte îți potrivești 5 și 20. Și de-am 12 cele ca confirmare. Și anume când el îi străba toate 3, adică anume când străba toate 3, este o confirmare de tranzacție de cumpărare. Deci aici este, el a avut o confirmare, evident ne urmărim după, asta a fost noutatea influențată așa negativ. Dar când merge din punct de vedere tehnic, ați vă uitați acasă, să-ți puneți liniile date și să vedeți cum merge el. Acum nu avem prioritare mult la dânsul, puneți o linie și așteptați confirmarea. Când toate trei se află jos, știți că el a străbat în sus și când toate trei străbat, vă orientați la tranzacție de cumpărare. Când toate trei străbat în jos, toate trei. Deci este condiția toate trei. Intrări sunt mai puține, aveți nevoie de o pereche mai volatilă, dar este fermă. Adică puteți să o folosiți atât și pentru loturi, dar și pentru profituri de 10-15 puncte, le face, practic, obligatoriu le face 10-15 puncte. Evident că, dar folosiți pe petrol, pe brand, și am observat traderii, și chiar și eu, un trader am venit cu ideea dată, să ne folosească pe cross-cursuri. Am văzut chiar la Market Discussion, cineva a discutat despre cross-cursuri noastre, da? Pe cross-cursuri să încercați să folosiți pe GBP-NZD, pe GBP-CHF, anume combinațiile acestea trei. Și o să vedeți cum lucrează ele și deja discutați cu managerii noastră din punct de dat și o să-mi transmit nici, dacă se este întrebări, puteți și cu mine, dacă lați și o să spun. Dar el lucrează foarte bine pentru intrări așa scurte, pentru a face număr de loturi. Evident că traderii care au făcut număr de loturi nu este cea mai bună strategie, fiindcă traderii când fac loturi stără să închid tranzacții și în 0, adică nu se bazează pe profit, tot timpul am spus, nu fugiți de pe 2 euro dată. Dacă nu vreți să faceți profit, axați pe profit, dacă vreți să faceți loturi, axați pe loturi. Și chiar închideți în 0, chiar închideți în minusul 10 puncte dolari, dar loți fie, nici nu trebuie să fie în capul de profit. Deci e din toată luna, segmentați-vă o săptămână, unii dumneavoastră doar să stați pentru loturi. Vă puneți scop să fac 100 de loturi săptămâna aceasta și doar pentru loturi. Chiar dacă vă puneți un buget, 1000 de dolari sau 500 de dolari, depinde de depozit. Eu mă pot duce în minus 500 de dolari făcând vă loturi de dat. Dacă eu n-am făcut lotul și am ieșuat minusul dat, depozit, rezerva asta care am făcut, să am că eu mă opresc de lot. Dacă eu mai am rezervă și nu fac lotul, mă rețin toată tămâna și fac lotul. E clar aici? Ok.
cu stocastic, eu cred că asta îl folosiți și strategia dată, strategia care v-a oferit-o eu, strategia care v-a oferit-o prima, este o strategie care folosim perioadă mai lungă de timp, nu vă axați doar tranzacțiile să fie minus uneori și poate și o săptămână și două, și ați vă mănânci la nervi, vă spui nervat, vă spui, nu te pornești odată și stai pe loc, îl pornești, ea se duc în jurul împotriva noastră, dar în final, ați vă bucuri cu rezultate bune. Cu răbdare, cum a spus, trece și mare. Și așa și trebuie un pic de răbdare. Dar ca să excludeți factorul dat, uitați-vă în perioada de H4. Dacă stocastic în perioada de H4 încă merge împotriva trendului, încă nu îmi schideți bani. Asta prima perioadă. Pe urmă, să vedeți când ați folosit metoda dată, să prindeți în credit. Este foarte important pentru traderul credit în strategia lui. Credit în sine, în primul rând în traderul de interesul și credit în strategia care a format-o el. Fiindcă fiecare dintre individual are aceste 3 puncte care le aplic pe piață. Și este foarte important că traderul a luat un șablon și îl aplică de fiecare dată șablonul dat. Și nu al schimbă. Peste noapte, cum văd acolo pe YouTube, un video ne-a spus că dacă tu schizi pe transacții, este la 100%. Al folosește să o dă în bară, a să iei stop loss, a să facă un recalcul, a să facă analiza tranzacțiilor cu managerul său, a să citesc greșeli și a să exclude de strategie dată greșelile dată. Până în final, el a să primească un produs ca să fie ca într-un, știți cum, un trader, un meșter bun, da, un lemnar, spre exemplu, da? El are un instrument care poate el spune ce l-a făcut el, ceva de tăiat acolo. Dar el așa de bine lucrează cu el, adică s-a adaptat și meșterul și instrumentul care îl folosește, s-a adaptat pe dâns și iese un produs bun. Iese o jucărie, o cutiuță și mai departe. Exact ce ești traderul. Traderul cu o strategie bună și el ca experiență bună, el aduce un rezultat bun, satisfăcător, un rezultat frumos. Când traderul nu are experiență și folosește diferite strategii, că au văzut că acolo un trader a schis o tranzacție și a luat un profit și vrea și el tot așa să schidă, evident că el la final poate să iei și un minus. Ok, întrebări? Nu o să mergem mai departe. Nu o să mergem mai departe. Domnul Cornel, DMSD, dar discutăm pentru că am vrut să discutăm despre stocastic și MSD-ul. Referitor la diferența între 5-3-3, 12-3-3, 20-3-3. Dacă observați, adică 20-3-3 el se află în zona din mijloc, 12-3-3 practic a ajuns la nivelul 80, încă nu e. Dar 5-3-3 deja a ajuns și are o mișcare contra victoria din mișcare din la 20-3. Asta este foarte important să înțelegeți cum lucrează el. Unul e mai sensibil ca altul, în mod evident. Dacă dați să le iei exact timpul meu. Da, știu ce. Cine folosește activ stocastic? Activ. Activ adică mare parte este minus, da. Ok, și ce vă place la aici? Nu, că evident are valoare pozitive, dar minus. Valoare pozitive și minus, negativ. Adică ce nu vă place de el, adică unii ați deschis tranzacții și ați fost o forță. Cred că n-ar fi figuri de schimb, că n-ar fi încercat un moment de schimb. Figuri de schimb, ok. Și încă? Dar și la noutăți nu reacționează. Evident, la noutăți el nici nu poate reacționa, pentru că deja mergi după noutate. De ce este regula numărul 2? Închidem tranzacții profitabile care sunt până la noutate, închidem toate profit sau punem un stop loss pozitiv. Încercați am vorbit asta acasă și să deschid mult lucruri ca să lumineze, să fie un pic de lumină, în cazul trendului și cu stocastic cu dată. Ok, mergem mai departe. Mai departe, domnul Cornel, împreună vom vorbi despre MSD, un instrument care are anume avantajele sale, care nu are alte instrumente. Cum are și RSI, are și mai mult indicatori și datori au avantajul dat, dar anume MSD-ul este un instrument care noi deja ne-am învățat, când ne-am acomodat cu tânsul, deja din practică care o are compania, colegii noștri care au lucrat la Double Key, deja noi indicatorul dat atât de bine am studiat, deja știm toate punctele tari și punctele slabe lui și care sunt punctele tari și care noi le folosim pe piață și evident noi vă recomandăm din asta deja produs finit, că este un răspuns la întrebarea pusă. Strategiile care noi le oferim sau experiența care noi le oferim ne-a trebuit să învățați că este trecut pe noi. Noi nu, dacă ați observat informația care vă dăm la masterclass-ul de dat, el nu se copie undeva, nu se dă de fi. Am văzut ceva pe YouTube sau ceva și vedem de asta informație. De asta tot puteți să o vedeți acolo. Este o informație care este trecută pe noi, chiar și la transmitarea la analiza fundamentală.
toată informația, cei patru pași care ai făcut, l-ai tot trecut pe noi. Am luat stop loss, am luat minusuri, am expus greșelile și evident că final oferim un produs bun. Evident, progresul merge, noi nu spunem că ceea ce vă oferim nu este perfect. Trebuie un pic de lucrat, este factor emoțional, este factor uman care el influențează foarte mult, de la trader la trader. Ok. Și uneori să știți că însuși traderii vin și cu idei de a îmbunătăți sau a completa cu ceva, adică nouă. Sigur, că sunt traderi care sunt și în sală, care au venit și după ani am găsit o strategie, super. Schiți tranzacții, ai numai profit, vedeți. De când tranzacționez, am o strategie care o folosesc doar pe Iașul, fiecare dată îmi place să folosesc și am încredere într-un să pot închiși practic, să schimb tranzacții, numai să văd confirmarea care eu am schis și eu știu că ia să duc unde trebuie să, și atât. Indiferent chiar dacă eu știu că uneori poate să iau stop loss, stop loss-ul iau pentru că nu folosesc stop loss-ul, dar într-un lac. Și al final, oricum, închid tranzacții în profit. Dar, creați-vă o strategie de asta, creați-vă o șablonă de asta care să mergeți după dânsul. Și atât. Asta este un secret, o formulă care de asta timp o să înțelegi că ea are valoare. Puneți-mă CDO? Da. Ok. Ce arată-mă CDO? Divergență sau convergență, dar ca indicator, ce reprezintă el? Hai, de etapa de practic, ce-mi lăsat acum, recent practic? Ce arată mă CDO? Nu arată schimbul tendințelor, nu arată. Nu, dacă vorbim de divergență și convergență, da. Apropo, divergența și convergența, asta tot timpul este începerea unei corecții mai mari. Divergența și convergența nu se formează în trend. Adică dacă trendul... Da, să facem așa. Frunt, cu tași punctul ăsta. Dar divergența și convergența, de exemplu, dacă a fost un impuls, el aici formează divergență. Dar dacă el face o corecție, el aici nu formează convergență. Pentru că el aici să-i formează foarte micuță. Toate convergențe și divergențe reprezintă începeri de corecții puternice. Este un punct foarte important că trebuie să înțeleagă. Nasc când deschide tranzacții pe divergență și convergență, deschide-se împotriva trendului. Știți lucrul dat. Tot timpul, sau 80-90% din cazuri, este pe direcția pe trendul crescător, ne-a deschide țăl după divergență. Știți momentul, da? Dar MACD-ul este un indicator care ne arată nouă dispoziția de cumpărare și vânzare. Deci, ce înseamnă dispoziție? Ce înseamnă dispoziție? Cum înțelegi asta? Dispoziția de cumpărare și vânzare. Direcții. Oamenii vor să cumpere. Asta este momentul ăla că noi mergem, da, mergem pe dată. Și acolo o să este ceva, vreun festival și împrejur la o masă sau împrejur la acolo la... Într-o cameră sunt foarte multe persoane. Și noi mergând, poate noi în general mergem în drumul nostru, avem ceva activități acolo în capătul sălii, da? Dar acolo când sunt multe persoane, ce facem? De-aia să vă spun cum și eu și ei, da? Adică, cine îți creează nou? Dispoziția de cumpărare. Adică, la ce înseamnă dispoziția dată? Adică este efectul ăsta de turn, da? Dacă multele dat crește, evident că este dispoziția de cumpărare piață și cât mai mulți intră în tranzacții de cumpărare ca volum sau ca număr de ordine, da? Adică și evident că noi ne uităm la tranzacții de cumpărare. Cu toți știm că domnul Corel a putut să explic și care sunt strategii de tranzacționare după MSD clasici, care noi le-am învățat la etapa de practică. În mod evident, adică cu toții cunoaștem, pentru noi important primul punct care este, de direcție, da? Da. Вот la noi MSD-ul, nouă la fel, ne arată și momentul de intrare. Care ar fi el? Dar până atunci, adică, ca să ne axăm la divergență-convergență. Da? O vedem. Și-a produs efect. A crescut prețul, da? Divergența, convergența asta pentru noi este un semnal și noi în mod evident, adică să știți cu toți, că foarte, foarte des și foarte mulți traderi folosesc pe aceste divergențe, convergența, anume pentru fixarea profitului. Mai mult ca atât, adică așa posibilități de divergență, convergență, într-o oarecare măsură, nu mi-ar da o posibilitate să de ce nu să ieșim din tranzacțiile noastre, ca de exemplu... Asta eu era în M5. Da, da, da. În M5? Da, era acum e ca și un. Super, da. Da. Apropo, divergența care... O să iau mai care am vorbit de, la euro-dolar. Care da. A dat nou un semnal că
am numit cunoscând faptul dat că divergența și convergența se începe la, se formează la, în corecție, adică asta este corecție, noi, sau traderii care au văzut divergența, euro-dolar, pe GBP-USD au fost divergență, pe USD-CHF au fost divergență, DICAD a fost divergență, convergență. Divergență pe euro-dolar și pe GBP, pe USD-CHF și pe USD-CAD a fost convergență. Anume asta ne dă de știri că aceasta e o căzătură mai puternică. Evident că noi, cum te zic din tranzacție după MSD? Clasic. Aici mult, spune multă derivetat nu trebuie. Este indicatorul nostru, linia aceasta mobilă care se mișcă aici, care străbate aceste linii, reprezintă punctul nostru de intrare. Evident că traderul deschide tranzacții la divergență. Asta este o formă clasică, asta tot tranzacționează pe dânsa și tot ți-au profit. Dar ce se întâmplă aici? Deschide traderul său, evident că este o căzătură puternică. Dar sunt divergenți și convergenți care sunt formate din mai mulți mulți short de genul, da. Și atunci traderul vine mai greu. Ați întâlnit divergenți și convergenți, anume cu mai mulți munți de ăștia, mai mult de creștere de ăștia. Și ce pățăși traderul atunci? Ia dați pe drum. Eu am așa o impresie că... A, dați pe drum, eu dau un... Am o impresie că numai noi îți chide trazat. Traderii sunt toți în ele. Ce s-a format aici? De ce a fost căzătura aceasta puternică, așa de puternică, anume provocarea acestei căzături? Am traderi care tranzacționează strict după ea. Și de la traderul dat am îndrăgit și OMSD-ul, eu nu l-am folosit la început ca indicator, s-a scris deja, vorbesc și caut și unde e. De la traderul dat am îndrăgit pe MSD-ul, care am un trader care doar tranzacționează pe MSD. El are inclus aici toate instrumentele practic în afară de piața de capital care sunt pe piață. Piața valutară și piața de mărfă. Toate. Cross-cursuri. Numai unii spread-ul foarte, foarte mare exagerat, cum ar fi Euro 3Y, el acolo nu intră. Dar restul pe toate, ce folosește divergență și convergență. De ce le folosește? Asta e fie ce ești analiză fundamentală. Care sunt avantajele analizei fundamentale? Cu puțin efort, adică nu trebuie să ești o carte sau să fii mare. Știi noutatea, ai pus ori de buy stop sau stop, ai schis tranzacția, ai făcut profit. Și ai ieșit de piață. Exact aceeași situație este și la MSD. Traderul vede divergența și convergența, a deschis tranzacții, a pus un take profit în bază la nivel. Foarte bine lucrează privirea anume divergența și convergența. Și a plasat, a deschis tranzacția, punctul de intrare are divergența o rată, e MSD-ul. Punctul de ieșire este nivel. Și atât. Este foarte ușor. El a căutat așa o strategie care să fie, știți cum, toți doriți așa strategie. Ca să intrați, schideți calonatorul, să uitați, aha, încă nu știu, să închideți înapoi. Să dați două ore și să uitați, aha, este acum intrare, schideți-l. Da, vreți tot așa strategie. Și anume că divergența și convergența oferă avantajul dat. Evident că traderii aici le vine mai greu, pentru că e ca pe anume petrol ce am pățit noi cu traderii, da? În primul rând, aici MSD-ul în perioada de cash 4 e foarte clasic cu divergență dată, dar ce a făcut el în perioada de cash 8? Oricum, noi schidem și în perioada de cash 4 și în perioada de cash 8 schidem tranzacții. E foarte bine și foarte interesantă divergența care se formează cash 4 și cash 8. Dau în perioada de cash 1. Tot pe euro dolar, că aici avem o divergență. De pe brand. Se vede? Așa. Evident că noi acum în istorie ne uităm, suntem eroi toți. Spune, ei, dar am văzut, dacă ne uităm așa, punctul maxim acesta este punctul dat. Aici a fost undeva în noutatea, că avem deci trazat schis, care undeva deci, că eu ajuns fix până în noutate, că punctul ăsta ajuns fix până când a fost noutatea. E că aici nu cred că a fost în noutatea. Să luăm, din miercuri trecut. Aici a fost noutatea, fiindcă piața a ajuns în luni, a ajuns practic la sălul mediu la noutate. Că l-am deschis aici, fiindcă el a fost noutatea, am desăzut în jos, mi-a activat sălul și când s-a dus în bani. Acum, el formează primul munte. Noi deci nu ne gândim la divergență. El e dispoziția de cumpărare, evident prețul crește. Face o coborâre, el coboară și aici face muntele date. Aici tot evident nu se vede nimic, asta prețul simplu a fost o corecție, a căzut și el. Formează muntele date, care e, dacă noi elim aceste două munte, sau dat să facem așa. Aia, e multe liste. Formează divergența, da. Este divergența aici? Este? Da. Este divergența. Traderul ce face aici? Deschide săl, pentru că strategia arată intrare de săl. Traderul deschide săl aici, dar să știți că divergența, dacă se formează, e în practic, nu putem spune 100%, dar în practic 90%, 80 ceva de procente, e tot timpul până final merge. În perioada de cash 1, piața, din statistica care o am, piața formează de la 30 la 70 de puncte. Cădere sau crește, brusc.
Evident că el așa face o coborâre micuță, la asta se duce poate într-un profil micuț, dar evident că mai stă aici un pic și crește. Traderul, în situația dată, evident, poți folosi stop loss pozitiv, dar de regulă eu, deja din experiență, am înțeles că din 10 tranzacții care se deschid la divergență și convergență, eu pot să iau 1, 2 stop loss-uri. Eu sunt conștient că pot să iau minus. Sunt conștient că pot să iau un minus pe piață, dar din punctul de vedere că eu pot să iau, știu că să iau 1, 2 stop loss-uri și nu mai mult, și la restul 8, hai să spunem chiar 7, așa eu take profit. Și mie indiferent, că da, eu dacă duc în sus, într-adevăr, să nu iasă, dar până nu înnoiești mie punctul ăsta maxim, am SD-ul, eu duc o linie și treabă. Dacă eu mai departe, prețul crește, dar am SD-ul tot menține aici în jos, el menține divergența dată. Eu voi ieși în minus atunci când muntele dat, va crește, va înnoi. Dacă el înnoiește, el strică toată divergența noastră și evident că noi pe piață trebuie să fie în tranzacția, ori stop loss, ori intrăm în lacă. Și aici, în situația dată, eu aștept, el intră înapoi în barele date și când va ieși în forma mea intrare, eu iară voi deschide sau. Nu, asta e la noi, e că aici se permite sau, e că după lumânarea asta. Sau. Am un sell de aici, am un sell de aici. Poate practic același nivel, ce evident că divergența, eu o aștept străbate nivelul 0. În cazul când străbate nivelul 0, aici deja dumneavoastră trebuie să spuneți ori un stop loss pozitiv, de regulă el poate străbate, să revin înapoi, sau dar poți duc puternic în jos, a fost așa cazul. Dar din motiv că noi știm că divergența asta e corecție, nu e impuls. Divergența și convergența nu este impuls, este corecție. Noi nu rentăm de tranzacții lungi cu divergența și convergența. Este tranzacții scurte. În perioada ca și unul de la 20-30 puncte până la 70. În perioada ca și 4 de la 80 de puncte până au făcut și 200 de puncte. Și daily și mai mult. Și ca final aici, iarăși, piața a făcut divergența, am fixat aici un profit, evident că analiza clasică și ciocanul mi-a dat de știri că trebuie de închis tranzacțiile noastre, dar în perioada de H4, tu cum apici undeva, dacă spunem, s-a văzut un moment de intrare de ca aici deja să se formase zate că posibil formează divergență. Și am așteptat când, într-adevăr, H4 a străbătut și uitați-vă ce cădere brusc a avut. Asta a fost divergența. Asta a fost divergența. Dați-vă periodic H4 să vedeți. Dacă aici o strâmbătut, lunarea aceasta neagră s-a pierdut, cineva a ținut de lunare, a făcut o mică corecție și în final a făcut o cădere de 161 de puncte. Dar noi înțelegem punctul ăsta, că asta este o corecție. Dar în final s-a transformat într-un impuls. Eu spun la toți traderii că eu sunt de părere că el punctul ăsta pe Petru nu-l va noi. Chiar dacă cum am văzut pe trei începători, a venit domnul Olgo Postat, că a pus China odată un chis bâmile. Ați văzut acum? Da? Un chis bâmile asta însemna o cădere foarte puternică pe petrol, din cauza că China este cea mai mare țară care cea mai mult consumă ca petrol, este cea mai consumator. Da, consumator de petrol. Și asta însemna o cădere foarte mare, dar eu sunt de părere că punctul ăsta nu îl va noi. Dar acum despre divergență și convergență. Este clar ce înseamnă divergența și convergența. Reprezintă o corecție mai adâncă pe piață. Ceea ce dumneavoastră puteți profita de corecția dată, dar ei merge împotriva direcției noastre. Și uneori, anume divergența și convergența reprezintă, de exemplu, am avut un impuls crescător și că aici, dacă se formează divergență, știți că să fie o corecție mai puternică. Care puteți profita să deschideți o tranzacție de vânzare, să-l se recomandă până la punctul acesta, până la nivelul dat. Dacă este convergență, evident că piața duce jos și formează MSD-ul convergență dată, evident că trebuie o tranzacție de cumpărare, dar pe termen scurt. Ei merge potriva trendului. Okay? Deci eu recomand traderilor să folosească stocasticul, MSD-ul, stocasticul pentru intrări perioade lungi de timp, MSD-ul anume la identificarea divergenței și convergenței. Fiindcă aceeași practică informații și ați fi la această situație, dacă ați folosit MSD-ul și stohasticul pe același scop, să deschideți tranzacția după dată după forma clasică, ați fi situația că stohasticul ați vărătit de bai, dar MSD-ul ați vărătit de sau. Și ați mă încurcați. Spuneți, dar eu ce fac? Schid bai sau și să trăie. De ce folosiți stohasticul ca moment de intrare, MSD-ul îl folosiți mai mult ca moment de divergență și convergență. Posibil și așa a fost de divergență. Dar cine din voi folosește exclusiv MSD-ul pentru a stabili numai intrări? E cineva care merge doar după MSD ca moment de intrare pe piață. Dar să numai cu stocastic? Stocasticul e ușor. De ce traderii folosesc stocasticul? Nu vă spun dacă el e genial ca indicator. El e foarte simplu. Simplu, el e ușor.
Da, acolo e simplu. Stați o secundă. Hai, da. Nu dau să semnați aici, că acum... Stocastic e ușor acustic. Deci acolo nu este greu de tranzitat pe dânsul, acolo nu avem tranzacții de cumpărare, tranzacții de vânzare, săl de la 80 jos, bai de la 20 sus. El e foarte ușor în utilizare, dar el aduce o plus valoare. MSD-ul este mai complicat, dar el trebuie să-l folosesc în mare parte, fiindcă uneori se complică cu intrare pe piață. Deci ea, stocastic, cei mai mulți, toți l-au înțeles mai repede, toți la practică l-au înțeles foarte repede. Acolo e simplu, el e foarte simplu în utilizare. Doar trebuie un pic de pus prioritate. Cui punem prioritate? Indicatorul sau direcție? Evident punem prioritate direcție. Evident punem prioritate nivelul. Evident punem prioritate altor puncte din analize clasice și doar stocastic arată un nou punct de intrare. Când se deschide o baie aici? Și atât. El doar traderii care, de exemplu, au o lipsă de timp, îi plasează stocasticul, îi știu trendul, doar un traț, uita pe telefon, voi de intrare după stocastic, am deschis baie. O este intrare sell, am schis sell. Și doar atât. Nu trebuie de complicat nimic absolut. Dar dacă în sală totuși sunt traderi care folosesc exclusiv MACD-ul, nu stocastic, pentru trădere, adică asta nu înseamnă că dumneavoastră trebuie pur și simplu să salutați și să-mi dați prioritate stocastic. Folosiți-o în continuare. Și cum a spus colegul domnul Cristian, adică în momente de MACD-ul pe lângă divergență, convergență, nu ne arată și momente de intrare. Lasă baterea fie în partea de sus, fie în partea de jos, a liniei este mobil. Da, sunt sigur că poate cineva știe, poate cineva cunoaște despre faptul că cu MSD-ul e posibil de stabilit și nivelul de rezultat. Știți da. Despre asta? Da. Vă folosesc de asta? Adică v-ar fi de folos? Vă este de folos? Adică, nu evident, toți stau pe gânduri. Ei aici au nivelul sau aici. Sau e aici, sau aici. Aici este nivel. Nu. Smazdrei. Stabiliți punctele maxime, punctele minime și uitați-vă pe piață. Și în mod evident, dumneavoastră, stabiliți nivelul cel mai puternici. Și dar dacă îți primești după MACD-ul, de exemplu, aici, cu acesta, este un diapazon destul de mare, în mod evident. Așa este. Căutați în cazul dat, adică conform pieței pe care voi vă aflați, conform volatilității pe care voi vă aflați, adică diapazoanele corecte. Noi cu toți știm, da? Că piața valutară este de la 50, până la 80 și 90. Pe piața mărfară sunt mai mult. Pe piața de capital, acolo unde trebuie plasate. În mod evident, acolo unde se numera puncte maxime. Astfel, voi puteți folosi în continuare, după formula dată, adică după metodă dată, adică și plasarea nivelului orizontal. Deoarece, poftim? Nu, H1, puteți să le plasați încă în H4, în mod evident, și să le utilizați ulterior în H1. Asta v-ar permite, în mod evident, mulți din traderi folosesc metodele de tranzacționare între niveli. Așa este? Nu? Se întâmplă de azi. Eu am un trader, adică domnul folosește exclusiv metoda de la nivel până la nivel, dar folosind metoda adăugării. Și cu activarea acestor ordini, adică folosește stop loss-urile pozitive. Folosește stop loss-urile pozitive? Da. Da? Asta este o metodă foarte bună de control. A riscurilor noastre și de ce vreau să nu fim afectați de vreo careva efect pe piață, unei șteri fundamental sau unui eveniment care poate să ne într-o oarecare măsură să ne ducă la careva pierd. Ok? Cine a fost la masterclass-ul cu care am vorbit de petrol, de piață energetică? Domnul Gheorghe a fost, așa e? Numele petrolul este un instrument, dar și piața monetară are aspecte date, dar petrolul este un instrument care foarte mult îi plac nivelii. Deci este un instrument care merge pe nivelii foarte bine, stabilit de perioade ieri, am vorbit, și chiar de perioade ieri. Plus la asta, traderii, și mă bucur foarte mult în caz, am primit niște mesaje care m-au bucurat și am încă o dată le-a demonstrat nouă pentru ce noi ca companie suntem pe piață și pentru ce noi formăm comunitatea asta de traderi, pentru că traderii fac bani, într-adevăr fac bani, este problema deja numărul 2, cum să fie asta constant și o creștere, da, domnule meu? Să fie așa o creștere stabilă. De ce
momentul cu petrolul, cu traderii, și am chiar piața valutară. Acum, petrolul este mult mai interesant, metodă dată. Cu ajutorul deja nivelul, care puteți să-i plasați fiecare individual. Și știți că nu poate fi că dacă vă pun acum, spuneți toți nivelul de brand, toți să-l puneți diferit. Nivelul ăsta, nivelul meu, vedem piață ca un preț fix. Știți cum, 10 lei. El nu poate fi piață, un preț fix, unde piața s-a oprit ca într-un perete. Este o zonă, fiecare nivel are o zonă de un 50 puncte, unde piața fluctuează. Da? 10 lei și 50 de bani. Da, 10 lei și 50 de bani. Un interval, unde piața, adică prețul la motorină. Dacă ne-ați observat, uneori se opresc la un interval, stau și ori cresc, ori cad. Asta este o zonă psihologică și evident traderii care folosesc, tranzitează petrol, care au trecut cursurile la noi, anume eu, traderii, văd plasez nivele pe petrol și la fiecare nivel, el, traderul, plasează comenzi pe direcție de sell stop și buy stop. Și piața când merge și petrolul face 150-200 de puncte dintr-un impuls, 251 de puncte făcute în impulsul precedent și 200 și ceva au făcut mai puțin un pic la impulsul, dar cred că cu deja sunt mai multe. Și traderul când plasează nivelul, petrolul plasează nivelul la ce perioadă? În perioadică așa una. 50-150 am spus. Dar traderul în perioadică așa vedeți că sunt foarte multe nivele, anume nivelul oglindă care lucrează foarte bine, și că traderul plasează comenzi, ordine amânate și la fiecare piața când se pornește jos, la fiecare străbatere de nivel, ei se activează ordine amânate. Fără plasarea take profit-ului, fără plasarea stop loss-ului, pentru petrolul dacă își ia o direcție, merge foarte bine, ori în creștere, ori în descreștere. Până deja formează ori divergenți, ori formează figuri de schimb. Și acum trebuie tot așa le explicam. Aici posibil să formeze un triunghi mai mare în perioada de H4, practic el se vede. Deci, cu ajutorul, chiar la tot noi punctul ăsta, noi punctul ăsta. Traderul a început, când a fost prima cădere aici, a început să plasează comenz. Traderul de luni până astăzi a făcut planul lui lunar. Un rezultat foarte bun, unui trader a schis, a pus un comenz pe petrol și la fiecare nivel a străbătut prețul. Asta rog că se posteze în grupul 3 de cepători, este un trader care e foarte bravo, a luat, s-a făcut profitul și întrebări, știam ce fac mai departe. Zic, calmați, azi nu mai deschideți, mâine nu deschideți, schideți doar la NFP tranzacții, vă odihniți în duminică și de luni, iar mergi planul săptămânal. Anume cu comenz, cu ordine și piața valutară tot, tranzacționarea, ei nu trebuie să vă iei mult timp. Este și întrebarea trader de cepători, domnule, la cât timp va să ne iei bine tranzacționarea? Trebuie să vă iei o oră, două ori pe zi. Pentru că a face analiza, cât puteți face analiza, dar asta e pe stat nivel, asta a pus trendul, a pus un indicator. Deja vă trebuie punctul de intrare. Punctul de intrare poate fi cu ordine amânate, ori manual schideți tranzacții. Evident, dacă mi-ați privit trendul, ați pus comenz, trend, mai ales petrolul merge foarte bine, fiindcă el face și ca punct foarte multe, și evident, deja îți scrieți tranzacții în baza trendului dat. Eu vreau să dați un lucru foarte important. Indiferent ce ați folosit ca indicator, de trend sau oscilători, să-i folosesc pe strategie care îmi oferim de noi sau nu, este foarte principal ca traderul să vadă direcția. În cea mai mare parte, traderul când vede direcția, i-a spus poate să schide tranzacții și pochi în cash. Spui mâna la ochi și schide bani sau său. Principalul să fie pe direcție. Pentru că indiferent că ați fi intrare și de vreme pe piață, ați fi târzii pe piață, ați fi la un mijloc de impuls, sau ați fi la sfârșit de impuls, întrebarea este pe următor. Traderul tot caută ca să schide tranzacția anume aici, când spunește de adevăr impulsul. Dar dacă traderul va deschide bani de aici, va deschide bani de aici, va deschide bani din orice punct care vrea el să deschidă bani, după orice indicator, fiindcă ați fi, eu azi vă, dacă vreți să vă demonstrez, ați vă găsesc indicatori care ați vă arăte bani de aici, ați vă arăte indicatori care ați vă arăte bani de aici, și ați vă găsesc atâtea indicatoare care ați vă arăte bani din orice punct de pe piață, fiind fiecare are formulă lui de cap. Dar toate trebuie să fie deschise tranzacții pe trend. Pe trend. Și anume, succesul traderilor care sunt constanți și care cresc tot timpul, este tot timpul merg pe direcție. Nu împotriva trendului. Când traderul îți schis o tranzacție împotriva trendului, îți schis un sell aici, da? Piața îți duce un părât impuls, îți duce buy, traderul ăsta ce face? Intră în lacă, îți ochide stop loss, îți părăși jos, închide iar sell-ul și sell-ul ăsta rămâne pe perioadă lungă de timp. Care el, da, eu sunt de acord, piața peste o perioadă, istoria se repetă și va coborâ în jos, dar asta de ce este timp? Un 3, 4, 5, 6, 1 de zi, 4, 1 de zi. E clar aici? Deci e traderii care merg pe direcție. Puteți să schideți tranzacții după ce vreți dumneavoastră. Nu are importanță. Puteți să folosiți orice metodă, puteți să o inventați singurii. Dar principalul să fie pe direcție. Principalul să fie pe punctul ăsta direcție și să aveți și să calculați punctul ăsta 5%.
Adică nu dacă scrieți vaia de aici, puneți așa 100 de puncte și scrieți 30% din impozitul dumneavoastră. E greșit din start. Deci. Trebuie să calculați riscul cât o permit dumneavoastră. Deci trei de caute intrarea asta. Pentru că ei când scrie de cer bai, ei pun un stop loss micuț. Care ar fi să-ți schidă și cu un volum mai mare de un lot, de exemplu, spui un take profit, de exemplu, cu un stop loss de 50 de puncte. Care ar fi 5% din impozitul lui. Asta un cont de 10.000 de euro. Da? Lui el își permite să schidă și un lot. Evident că n-ați permite să schidă nici de un lot. Transacție. Pentru că asta, de exemplu, sunt 100 de puncte, care deja sunt 10% din depozitul lor. E clar? Și evident, trebuie lucrează cu volumul. Folosește tranzacții cu un volum mai micus, după care adaugă principalul să fie direcție. Și tot timpul, etapa de practică, în care au trecut curs, cu mine tot timpul repet asta la fiecare lecție. Trendul ăsta e prietenul nostru. Și toți traderii care merg pe direcții, nu există trader care să-l ducă în minus. Cum? Să ducă minus 30-40 din depozitul lui. El corecția dată poate o simte pe pielea lui. O simte evident că nimeni nu vrea să vadă minus acolo. Psihologic, nu vrei, vrei plus să vezi, vrei să vezi albastru. Dar nu poate să fii doar albastru, trebuie să fii și cu roșu, da? Ca să fii ca o lecție. Ok, acolo sunt niște anchete. Și anchete. Da. Întrebări la master pasul de astăzi. Sunt sau nu sunt? Nu sunt. Nu sunt.